Bună ziua, vă salut. Mă numesc Alexandru Levinski. Reprezint interesele a două companii, Larmar Impex și Global Construcții. Deci, intervenția care o facem acum vine urmare la o conferință de presă organizată în prima jumătate a zilei. Am dat curs acelei conferințe și vrem să intervenim cu o replică pentru a arăta cât de tare se manipulează cu opinia publică, iar în realitate lucrurile și situația stă cu totul altfel. Deci, am auzit la acea conferință mai mult un mesaj emotiv, bazat pe presupuneri, inclusiv acele temeri legate de riscuri de la executarea lucrărilor de construcție. Deci, însă titlul, vă rog să atrageți atenția, este nominalizat ca tentativă de închidere a unei grădinițe prin lucrări sau de construcție ilegale. Deci ambele afirmații nu au nimic cu realitățile și de fapt arată emoțiile sau opunerea acestor persoane care au apărut în conferința de presă cu lucrări absolut legale, la care o să mă refer în continuare, executate pe un teren proprietate privată. Deci, în realitate, constatăm că s-au ciocnit două interese. Deci, este interesul grădiniței care funcționează pe terenul adiacent și interesul a unor companii care dezvoltă un proiect imobiliar pe terenul adiacent. Deci, ca să dăm apreciere situației, există două criterii. Primul, legalitate ori legitimitate. În cazul companiilor care dezvoltă proiectul investițional, este dreptul de a construi pe lotul său. Este un drept care reprezintă o dispoziție și este la discreția lor. Pe de altă parte, la acest capitol avem acea legalitate. Pe de cealaltă parte avem grădinița care activează și față de activitatea sau funcționarea căreia noi fiind proprietari, deci companiile care dezvoltă proiectul, nu atentează și nu-i prioritizează interesele. Restul sunt emoții. Deci și a doilea criteriu este proporționalitatea. De ce l-am invocat? Pentru că am desprins în această presconferință precum că apar niște incomodități. De ce sunt legate ele? De executarea lucrărilor de construcție. S-a invocat anume criteriul de zgomot în rezultatul acestor lucrări. Vrem să menționăm că situația nu este una distinctă, ea se întâlnește la toate șantierele de construcție, la proiecte similare și această incomoditate la care a făcut referință autorii în conferința de presă, de fapt este de important să remarcăm, are un caracter provizoriu, temporar, atât cât durează lucrările. Deci, revenind la criteriul legalitate ce ține de companiile care dezvoltă acest proiect, vreau să afirm cu toată certitudinea că toate lucrările de construcție au demarat urmare la obținerea a unui șir de acte permisive, prevăzute de legislația în vigoare. Primul document care a fost obținut pentru a realiza intenția legată de edificarea construcției a fost certificatul de urbanism pentru proiectare. Deci, fiind obținut, ulterior a fost elaborat proiect conform regimurilor tehnice, juridice, economice, incluse în acest certificat ca și cerință obligatoriu sau exigență. Proiectul a fost ulterior verificat, avizat, coordonat cu toate organele de resort și, drept urmare, după elaborarea proiectului, a fost obținută autorizația de construire, iarăși cu respectarea tuturor cerințelor care sunt necesare pentru obținerea acestui act permisiv. Deci, unul la mână, companiile execută lucrările în baza actelor permisive, care astăzi, fiind deliberate, sunt până în prezent valabile și nu există niciun temei sau o circumstanță care ar pune la îndoială valabilitatea lor. Vreau aici să vă atrag atenția cât de critică este situația la momentul municipiului Chișinău ce ține de eliberarea actelor permisive. Am spus critică pentru că, de fapt, este una foarte dificilă. Organele primăriei, în ultima perioadă, sunt
extrem de prudente în eliberarea actelor permisive, mai ales în ce, la caz vorbim de municipiul Chișinău. Deci, în cazul în care nu sunt respectate careva cerințe, ori apar neconcordanță cu planul urbanistic zonal, deci beneficiarul sau cel care tensionează executarea lucrărilor de construcție este refuzat. Deci, vreau să mai menționez că acest obiectiv aflat în construcție se află într-un cartier rezidențial, atât grădinița cât și terenul din imediată apropiere. Pentru acest întreg perimetru din cartier rezidențial a fost elaborat încă și aprobat prin decizia Consiliului Municipal planul urbanistic zonal încă în anul 2014. Și atunci când s-a solicitat certificatul de urbanism pentru proiectare, s-a ținut cont de acest plan urbanistic zonal, ceea ce a permis de fapt ulterior elaborarea unui proiect în conformitate cu condițiile planului urbanistic zonal. Deci am mai auzit și am fost făcute referințe de către autorii precedentei conferințe de presă, precum că apar riscuri pentru, iminente pentru copii care frecventează această grădiniță. Noi calificăm pur subiective, lipsite de orice suport, aceste bănuieli lansate. Ele, de fapt, sunt niște presupuneri și noi cunoaștem care sunt cerințele și disciplina în domeniul construcției, mai ales legată de un șantier, mai ales la un obiectiv similar celui care acum se construiește pe aceste terenuri. Deci, noi nu considerăm că la moment sunt careva riscuri, ori aceste riscuri pot fi extrapolate absolut față de orice șantier de construcție. Deci, normele în construcție, inclusiv tehnice, absolut toate se respectă. La caz, dacă persoanele totuși reclamă, ori ridică careva suspiciuni că ceva se încalcă, ori ceva s-a încălcat, n-au decât să apeleze la metodele legale garantate de lege pentru a verifica legalitatea actelor permisive. Deci nu există niciun temei și un suport probator pentru a pune la îndoială valabilitatea lor. Deci, cu alte detalii am să rog colegii să se expună. Eu am vrut să fac această introducere pentru a combate acele acuzații nefondate lansate la adresa companiilor noastre, prezentând de fapt care este situația sub aspect juridic, și anume s-a respectat sau nu s-a respectat condițiile de demarare a unei construcții. La caz, într-adevăr, așa cum am indicat în prima parte, există două proprietăți private, ele sunt în vecinătate. Grădinița ridică careva obiecții sau înaintează pretenții, dar care, dacă le examinăm, sunt total nefondate, atât timp cât aceste lucrări se execută în baza unor acte permisive perfect legale. Bună ziua! Mersi de discurs. Deci eu perfect mă alătur acestui discurs care reflectă totalmente ce se petrece pe șantier. Sunt Alexandru, sunt arhitect și sunt manager de proiect al acestui proiect care acum recent a demarat și este catalogat ca cum ar fi ilegal. Vreau să vă comunic că la momentul proiectării, în primul rând, da, acestui obiectiv, niciun imobil existent din preajmă nu avea un statut economic de grădiniță, care se vehiculează în permanență că este o grădiniță acolo. Eu n-am găsit nici într-un act să fie stipulat că asta este o grădiniță, în primul rând. Deci toate actele permisive au fost căpătate totalmente legal. Toate actele permisive s-au bazat pe puzul care a fost aprobat de către Consiliul Municipal încă în 2014, da? Unde este stipulată și forma clădirilor și direcția de dezvoltare și toate momentele, că este o porțiune care a fost
mă rog, a fost, este destul de mare, da? Adică însă și această zonă, ea ulterior urmează să fie toate dezvoltate, respectiv dacă intrăm în esență, acolo sunt acum niște, este o zonă rezidențială, dar multe din construcțiile aflate acolo sunt deja la etapa lor finală, adică sunt în sunt în paragină sau sunt pe cale să dispară de acolo, da? Respectiv, eu am mers conform puzzle-ului, a fost căpătat certificatul de urbanism, eu m-am conformat certificatul de urbanism care a fost la rândul lui eliberat în baza acestui puz și toate proiectările au fost bazate ținând cont de dezvoltarea acestui cartier și chiar am insistat la companii de a procura terenurile din jur pentru a prezenta în ulterior o dezvoltare durabilă a acestui cartier. Adică nu se propune să se construiască doar pe careva puncte, da, anume, adică unele numere cadastrale anume, dar se ia în context toată dezvoltarea acestei zone, la care am insistat și continu să insist. Respectiv, beneficiarul, dezvoltatorul, continuă să procure aceste terene, terenuri aflate în paragină. Ce ține de distanța vehiculată de 12 metri față de grădiniță sau de terenul de joc, vreau să vă comunic că se respectă 12 metri față de terenul de joc de orice construcție, inclusiv de pretinsa grădiniță, dacă ar fi acolo grădiniță, pe când el se află la 2 metri de pereții construcției pretinsei grădinițe, da? Totodată n-am găsit nicăieri să fie coordonat un teren de joc pentru această grădiniță. El, de fapt, fiind amplasat pe un teren municipal care este ilegal îngrădit, unde ar trebui să fie punctul de întoarcere a autospecialilor, a mașinilor, da? Adică nu putem să spunem că am încălcat careva norme, am mers evaziv, da? Adică am insistat să se dezvolte conform planul urbanistic zonal cu o dezvoltare corectă. Toți parametrii sunt sunt respectați, toate normativele sunt respectate, chiar am făcut studii privind protecția antiincendiară. Studiul NCM-ul spune că trebuie să am 6 metri până la o construcție adiacentă și chiar dacă ar fi o grădiniță, se ridică cu 25%, adică 7 întreg și 2, 75 metri, pe când noi avem 10 metri curați, adică, da? În fine, pot să comunic doar că au fost respectate toate normele în vigoare și a fost respectat inclusiv puzul. Totodată am vrut să vă comunic că au fost prezentate niște imagini precum că se edifică imobilul neapărat apropiere de terenul de joc care, cum am mai spus, nu este niciunde coordonat. Acesta este un perete care de protecție, de fapt, pe perioada de construcție. Și terenul care a fost solicitat de la municipiu și achitat integral de către dezvoltator, un teren care am insistat să fie adăugător cerut pentru, însăși pentru perioada de construcție, adică pentru a fi un bufer de față de drum și față de pretinsa grădiniță. Acolo se edifică, de fapt, un perete de sprijin pentru protecție. Și atât. Mulțumesc! Bună ziua, numele meu este Doinița, sunt reprezentat MFS Construcțiile. Ceea ce vedem noi este, de fapt, o manipulare de către fondatorii grădiniții, deci acea conferință de presă a fost o reacție de apărare, întrucât Asociația Obștească Instituția Privată de Învățământ Preșcolar Grădinița Secretă își desfășoară activitatea într-un imobil cu destinație locativă. Inițial, deci a fost locativ. Și grădinița nu dispune de spațiu suficient raportat la numărul de copii. Drept urmare, nu putem vorbi de o corespundere a normelor antiincendiare. Mai mult de atât, cei din urmă, ați auzit cum au menționat și colegii mei,
Au îngrădit ilegal un teren care aparține statului. În această ordine de idei țin să menționez că activitatea grădiniții secrete poate fi sistată din motivul activității ilegale, nici de cum din cauza unui interes al cuiva, precum încearcă să insinueze proprietarii grădiniței. Aici nici măcar nu se urmărește o încercare de a le închide grădinița. Tot ce se cere este conformarea cu faptul că proiectul se desfășoară în conformitate cu legea. Având în vedere că această instituție de educație timpurie este una privată, se înțelege că aici singurul motiv de revoltă ar putea fi nu doar siguranța copiilor, cât și un interes financiar, întrucât plata anuală pentru un copil este chiar exagerată. Evident că nu oricine își poate permite acest lux. Acolo, în mare parte, își duc copiii multe persoane influente din Republica Moldova. Aș mai vrea să amintesc că doamna Mandati, consilier municipal, a stabilit câteva întâlniri între beneficiari și grădinița secretă. Nu știm care este acest, cu care scop s-au organizat aceste întâlniri, dar intuim că unele partide politice vor încerca să-și facă PR în urma acestui caz. Rugăm să se abțină și să lase fiecare să se ocupe de domeniul lui. Drept urmare, cerem organelor de drept să se implice și să acționeze conform legii. Vă mulțumim. Și în încheiere, deci vreau să declar că nu, toate declarațiile din prima conferință de presă, noi le calificăm ca un dezacord bazat pe acuzații nefondate, pentru că au fost lansate anume acuzații la companiile noastre. Iar pentru plenitudine și în confirmarea celor ce am declarat astăzi, în continuare, deci în timp apropiat, vom lansa un comunicat cu desfășurarea stărilor de fapt și inclusiv cu anexarea actelor pertinente pentru a vă arăta cum arată situația în realitate și cum trebuie protejată de manipulări, așa cum s-a încercat în prima jumătate a zilei. Vă mulțumim!